Bună! Și da, asta este numele meu, Rose 2. Deci, ca de obicei, sunt niște mai... sunt produse noi și... Nu știu, de fapt, este ce mi-a treabă. O să încep cu această geantă. Are niște flăcări care îți clipesc. Da? Este foarte frumos, se deschide. Are așa. Are o bretea. Și înăuntru am primit ca niște flăcări din acestea. Am și pe alb. Este foarte încăpătoare. Și frumos. Este nouă. Unde e hoșul? În Zara. Dacă mergeți și vă puteți... Oh. Nu știu dacă mai scris că era asta, era ultima. Bine. Mai departe, am acest portofel. Cel pur colorat, dar nu. De ancora, dacă se va mai tot destinul. Se deschide așa. Foarte frumos. Și era așa un gen mini. Am foarte frumos. Mi-a cumpărat o pereche de ochelari. O calare. Foarte frumos. Mai departe, mi-am cumpărat trei clame. Două flori. Și una așa. Apoi trei ariciuri, două cu și una cu o fântiță de negru. Mai departe, trei brățări la fel, mai ca tenuanțe. Da, se pun așa și au un inel. Și încă una. Am trei brățări ruși. Mai departe, mi-am cumpărat trei șarfe. Da, este foarte frumos. Aici le 12 stele. Minunat. Apoi mi-am cumpărat o pasta mare de unghi. Care se pune așa, așa. Se mai pune așa. Sau un păr. Sau ca batic. Se poate face multe feluri. Așa. Și am patru în viață. Mai am pasta pe vernil. Cu niște fete. Foarte frumos. Și mai am pasta bendite, de fapt. Deci, de aceea nu e care se modelează. Așa, cam asta a fost eșarfele. Apoi mi-a cumpărat un fond de ten. Și nu înțeleg. Am avut o etichetă și am rupt-o și pe etichetă scrie, dar mă rog. Foarte bun. Acolo deschisă. Ok. Apoi lasă-mi am cumpărat două paharașe. Da, asta e așa, un copac. Care se desface. Mi-am cumpărat să-mi pun rimelul și astea în ele. Și crânul de ochi. Așa și pune bat și pasta. Care pui paharul aici. Și aici pensulele sau pensulele de aici cu baronul ăsta. Și un pahar mai mic, dar... Da. Și apoi mi-a cumpărat o cremă de la Dai. Pui cremă naturistă. Nu se fac foarte bine, este abia am folosit-o. Îmi place foarte mult. Și apoi mai am pasta din cap. Un fel de bentuță din zic. Așa. Știi, inimioare. Foarte frumoasă. O pot purta și ca lânțic și ca... ca... bentuță.
Îmi place mult. Era vestirul meu, dar mi-am și cumpărat-o. Deci mai departe. A, mi-am cumpărat asta. Da? Pot să pun niște crineașire mai mici sau ceva gen machiaj mai micuțe. Foarte bună. Păi, și dacă vreau să vă gândesc, cam asta a fost episodul produsele mele noi, doi. Sper că v-a plăcut, să vă abonați, să dați like, comentați, bye!